Știai că aproximativ 2/3 dintre oameni au fără să știe o deficiență cronică de magneziu și asta din cauza stresului și surmenajului. El fiind implicat în foarte multe reacții în organism, mai ales în producția de energie la nivelul mitocondriilor. Carența de magneziu nu poate fi diagnosticată ușor prin analizele obișnuite, deoarece este un element intracelular, 99% găsindu-se în mușchi și oase și doar 1% circulă prin sânge. În aceste condiții, cum știi dacă ai carență de magneziu? Ei bine, dacă te simți anxios, agitat, iritat, dacă ai migrene, insomnii, palpitații, oboseală, crampe musculare sau tulburări hormonale, s-ar putea să ai nevoie și de magneziu. Dar pentru mai multe informații despre simptome, sursele alimentare de magneziu și multele variante de suplimente disponibile, am făcut alte două clipuri și găsești linkurile în descriere. În clipul de astăzi îți voi prezenta un produs inovator de la Zenit, Pentamag, o formulă unică pe piața românească ce conține 5 săruri de magneziu, care oferă astfel mai multe căi de acțiune și o mai bună biodisponibilitate. Pe lângă cei 5 dintre cei mai activi compuși de magneziu, taurat, bisglicinat, citrat, malat și succinat, Pentamag mai conține și carnitină, citrat de potasiu, pirva de calciu și vitamina B6. Dar de ce această formulă? Putem crede că este suficient să consumăm un supliment de magneziu pentru a ne asigura concentrațiile optime. Totuși, este foarte important ca acesta să ajungă nu numai în sânge, ci și în fiecare celulă a organismului. Transportul de magneziu ionic în interiorul celulei se face prin intermediul unor transportatori specifici, care pătrund în celulă prin așa numitele canale de magneziu. Dacă acești transportatori lipsesc, dacă nu funcționează corespunzător sau atunci când canalele sunt blocate, magneziu se acumulează în sânge și este eliminat prin urină. Dacă facem analize în aceste situații, vom obține valori satisfăcătoare pentru magneziu ionic, însă acesta nu va ajunge la nivel celular și, în consecință, nu va avea eficacitatea scontată. Pentamag are o absorpție ridicată a magneziului, deoarece formele utilizate folosesc mai multe căi de absorpție celulară, iar asocierea cu acizi organici ajută la scăderea nivelului PH-ului în intestinul subțire, contribuind la creșterea absorpției. Cele cinci săruri de magneziu din Pentamag au o acțiune sinergică. Succinatul de magneziu, implicat în ciclul Krebs, are rol în producția de energie și în refacerea fibrelor musculare și a terminațiilor nervoase. Bisglicinatul are un rol cheie în producția de serotonină și contribuie la prevenirea stresului inflamator cronic. Glicina este un neurotransmițător relaxant și poate îmbunătăți proprietățile naturale de calmare ale magneziului. Citratul de magneziu este util în reducerea simptomelor migrenelor. Tauratul este benefic pentru sănătatea inimii, iar malatul de magneziu îmbunătățește nivelul de energie și funcția musculară, fiind util în reducerea durerii la pacienții cu fibromialgie. Acizii citric, malic, succinic, fumaric și piruvic, prezent sub formă de săruri în pentamag, au rol de combustibil pentru producția de energie, iar carnitina contribuie la transportul acizilor grași către mitocondrii, la fel pentru producția suplimentară de energie. În concluzie, pentamag de la zenit este o formă cu efect rapid, foarte bine tolerată de organism, fără disconfort gastric, crampe sau efect laxativ. Absorpția este mult mai bună în comparație cu magneziu convențional, adică oxidul de magneziu. Nu conține lactoză, gluten, soia, îndulcitor artificial sau aditiv chimici. Nu conține alergeni și nici organisme modificate genetic, ci doar ingrediente pure și de cea mai bună calitate și de aceea îl recomand cu căldură. Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii dacă l-ai folosit și care a fost experiența ta. Mă interesează să promovez doar produse de calitate, cu efecte benefice asupra sănătății oamenilor și de aceea este foarte important feedback-ul tău. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul clip.